moment important, cum merg pentru Poliția de Frontieră, acest moment de semnare acestui protocol, care în urmă vine în sprijinul nostru, în primul rând, a combate acest fenomen care pentru noi este și creează adevărat cu adevărată presiune la frontiera externă, în special a Uniunii Europene. Colegii mei sunt tot timpul activi și prezenți în frontieră și rezultatele sunt pe măsură. Dar, după semnarea acestui protocol, probabil că vom beneficia și de sprijinul dumneavoastră, de sprijinul experților dumneavoastră și, prin schimbul reale și operative de informații, probabil că vom putea combate eficient acest fenomen. Noi vă mulțumim foarte mult. Este, practic, oficializarea unei relații care durează de câțiva ani. Practic, în 2010 am început să lucrăm împreună. Chiar dacă nu a existat un protocol semnat între instituția dumneavoastră și compania pe care o reprezint, am încercat să lucrăm pe programe și proiecte punctuale, pe fiecare dată, pentru că a fost nevoie. Am avut întotdeauna deschiderea necesară din partea colegilor dumneavoastră. Am fost prezenți în punctele de trecere a frontierei, chiar și acolo unde nu sunt puncte de trecere a frontierei. Că... Eu vă mulțumesc și mulțumesc colegilor mei, mulțumesc colegilor dumneavoastră și să sperăm că pe viitor vom fi mai eficienți și vom avea ridicat comunitatea.